να με έσπεσε ο Ζακ. Am reușit să-l conving pe Paul Goma să iasă din casă, mai departe decât până la brutăria din colțul străzii, pretextând că prietenul lui, poetul Miron Chiropol, îl bătea la cap de multă vreme să-i facă o vizită la Chartres. Și dacă tot am ieșit, am dat o raită prin cartierul Saint-Germain-des-Prés. Miron? Păi sigur că da. Păi se iasă cu fanfara. Da. Da, apasă. Deci eu sunt... Noi suntem veșnici, nu? Deși nu te-ai născut la sat... La Chartres s-a discutat despre literatură, politică și prietenii. Da, mai am ceva. Asta este o cărțulie. La plecare, Paul Goma i-a făcut cadou lui Miron Chiropol 4 dintre cărțile lui, netipărite la vremea respectivă, iar poetul i-a înmânat primul volum al Diotimei cu o dedicație în formă de poem. Versuri create pe loc, sub obiectivul camerei de filmat.